Bună seara, dragi telespectatori, sunt Titi Sultan. Ne regăsim la emisiunea Realitatea în Politică la Capital TV. În această seară vom discuta despre Partidul România Mare, prezent și viitor. Am spus-o, o repet, Partidul România Mare revine în forță pe scena politică românească, deși abia de la sfârșitul lunii mai acestui an și a reintrat în drepturi, președintele Partidului România Mare, domnul Victor Iovici, este prezent la noi în platou în această seară. Discutăm, așa cum am spus, despre partid, despre apropiatele alegeri parlamentare din data de 6 decembrie. Suntem în acest moment în plină campanie electorală. Pe data de 6 decembrie, în ciuda condițiilor vitrege în care se manifestă pandemia de COVID-19, pentru că, din păcate, și astăzi, cu toate măsurile luate de autorități privind carantinarea mai multor localități, impunerea purtării măștii în aer liber, închiderea totală a școlilor și revenirea într-un sistem online care, din păcate, nu este atât de benefic, dar să sperăm că este benefic din punct de vedere a sănătății publice. Iată că în aceste contexte care favorizează, în mod evident, partidele mari în cadrul campaniei electorale, pe data de 6 decembrie, așa cum am spus, vom avea alegeri parlamentare. Românii din străinătate vor vota timp de două zile, 5 și 6 decembrie, dar în condițiile în care autoritățile din statele în care se află sunt dispuse, bineînțeles în concordanță cu efectele pandemiei de COVID-19, să organizeze secții de votare acolo, deși Ministerul Afacerilor Externe a făcut toate demersurile pentru ca cetățenii români din străinătate să-și exercite dreptul de vot în cadrul acestor alegeri parlamentare. După cum știm cu toții, în urma alegerilor parlamentare, Parlamentul nou ales se întrunește la convocarea președintelui României în cel mult 20 de zile de la alegeri. În această perioadă, vechiul Parlament își continuă procedura până la întrunirea legală a noului Parlament, perioada în care nu poate fi revizuită Constituția, nu pot fi adoptate, abrogate sau modificate legi organice, dar procedura legislativă din vechiul Parlament își continuă procedura în noul Parlament. Ce este însă foarte important, că președintele României, după alegeri, va chema la consultări partidele pentru desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru. Potrivit dispozițiilor articolului 103 din Constituția României, președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru în urma consultării partidului care are majoritate absolută în Parlament, ori dacă nu există o asemenea majoritate a partidelor care au reprezentare parlamentară. În termen de 10 zile de la desemnare, candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere Parlamentului votul de încredere în legătură cu programul și lista guvernului. Ce mai trebuie știut este că Parlamentul acordă încredere guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor. Despre Partidul România Mare am discutat de fiecare dată cu aceeași conștiinciozitate a patriotismului, a identității naționale, a identității de cultură, a libertății economice, a acelor trasări și directive prin care acest partid militează pentru acțiuni care să nu aibă în vedere defăimarea țării și a națiunii, îndemnul la ură rasială, de clasă sau religioasă, păstrarea integrității teritoriale și a suveranității statului român. Știm cu toții, dar probabil că domnul președinte Victor Iovici ne va spune încă o dată ce a însemnat prezența în Parlamentul României a Partidului România Mare prin faptul că era singura voce acestui partid, și nu mă refer la liderul Cornelul Vartin Tudor, ci întreg Partidul România Mare a militat, a acționat pentru ca România să-și păstreze integritatea, tradițiile, obiceiurile, să nu poată fi pusă în situații ridicole în fața factorilor externi. Și iată de ce, în anul 2000, să nu uităm, președintele partidului de atunci, Dumnezeu să odihnească în pace, domnul Vadim Tudor, a fost foarte aproape de a fi ales președintele României, a ajuns în turul 2 de scrutin, însă, din păcate, s-a dus o întreagă luptă de manipulare
a votanților în a prezenta partidul și pe domnul Vadim Tudor într-o altă ipostază decât aceea de reprezentant al națiunii și de mediator între puterile statului. Dar în această seară, încă o dată, mă bucur de prezența domnului Victor Iubiș, președintele Partidului România Mare. Bună seara, domnule președinte! Ce mai faceți și pe ce linie vă situați în cadrul acestor alegeri parlamentare? Bună seara, dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră, și vă mulțumesc pentru invitație. Deci ce să vă zic? Pot să vă zic doar atâta. Noi am luptat de când Partidul România Mare a fost în Parlament pentru mai multe obiective. Luptăm în continuare. Noi, din decembrie, vom fi Partidul România Mare, va fi în Parlamentul României și vom colabora cu toate partidele care doresc binele României. Rețineți, cine nu dorește binele României nu va avea un dialog cu noi. După aceea, știți bine că noi de la înființare și până în prezent și în viitor vom lupta împotriva corupției. Dacă vă aduceți aminte, noi am inventat pușcăria mafioților pentru perioada în care n-am mai fost noi în Parlament, să vede că s-au ajuns cu corupția, s-a înființat între timp, știi, așa zis, un stat paralel, pentru că nu au fost oameni de echilibru în Parlament. Partidul România Mare a fost un partid de lider, dar acum este un partid de echipă. Din echipă fac parte toți membrii de partid. Este un partid de echilibru. În statutul nostru și în doctrină suntem de centru-stânga. Dorim dezvoltarea României, dorim protecția românilor și la protecție putem să intrăm pe toate categoriile de protecție socială, să nu uităm, da? Noi am avut o foarte mare masă de oameni muncitori în industrie și în agricultură. Noi suntem pentru echilibru și aici mă refer la mai multe. Pornim și de la salariu minim și salariu maxim. Trebuie să fie un echilibru și între ele. Nu trebuie să fie așa diferențe foarte, foarte mari. Suntem de acord să răsplătim performanța. Noi suntem de acord că cine este numit ministru sau director. Dar dorim la un an de zile să-i facem raportul și dacă nu e bun să-l schimbăm. Indiferent că este pus de noi sau de alte partide. A doua, românii trebuie să înțeleagă că s-a terminat, gata, ajunge. Tragem linie, de aici încolo mergem uniți pentru binele României și nu vreau să mai aud, nu cu ăia, noi suntem, vreau guvernul meu, vreau parlamentul meu, vreau primăria mea, vreau, nu există. Toate funcțiile sunt ale poporului român și ale aleșilor pe care îi desemnează poporul român. Deci noi dorim ca fiecare la un an de zile să-și facă bilanțul, care nu e bun, să plece. A doua, văd că în aceste zile se tot manipulează cu pensiile speciale. Stimați colegi din politică, lăsați militarii și structurile militarizate ale statului în pace. Restul de pensii speciale sunt o invenție pentru a răsplăti anumiți oameni. Sunt de acord că unii dintre ei au un regim de muncă mult mai severă. Și aici mă gândesc la magistrați și la procurori, pentru că ei au un regim de muncă foarte intens și de multe ori și foarte periculos. Pentru ei trebuie să facem salarii mari. Un salariu mare atrage după el, în baza contribuției, și o pensie mare. Aceste abțipiluri au fost făcute la un moment dat de anumite partide politice care s-au aflat la guvernare ca să mulțumească anumite categorii, pe magistranți, pe procurori, și le-au făcut așa. Nu sunt pensii speciale, sunt de fapt niște rente, pentru că e pensia în urma unei contribuții. Singurii care au o pensie specială sunt militari, ofițerii din armată, din servicii secrete, da? Și din aparatul Ministerului de Interne. Restul, nu, au de fapt, le-au numit ei pensii speciale, asimilate ca și cu militarii. Și vedeți, de câte ori e vorba să le reducă acele pensii la alte categorii, toată lumea sare să ia, nu se poate că sunt ale militarilor, nu toți sunt militari.
Deci asta e un populism care nu face bine poporul rău. Haide, dacă e un guvern care vrea să facă treabă, să le dăm la categoriile sociale, cum sunt magistrații, procurorii, cei care au probleme deosebite și periculoase, regimul de muncă este, să le dăm salarii mari. Salariu mare are o contribuție mare la pensie și lui asigură și o pensie mare în momentul în care iese la pensie. Militarii, ofițerii, servicii tot, ei nu ies la pensie. Știți bine, ei trec în rezervă sau în retragere, dar ei tot timpul rămân activi. A doua, să nu uităm, de câte ori am avut probleme, ia vedeți, uită repede politicul, mediul politic de problemele. Cum am avut probleme? Și acum în pandemie, cum n-a funcționat bine? Repede, hai să apelăm la armată. Repede, pompierii, totul, smurdul, care e militarizat. Ce să mai vorbim, da? Disciplina militară. Disciplina militară. Ați văzut, s-au dus, s-au făcut treaba, au plecat, da? Păi omul ăla nu se expune? Mulți doctori, pare rău, dar și-au dat demisiile, s-au retras. Foarte mulți sunt pe baricade. Uitați-vă generația nouă de tineri. Românii noștri sunt patrioți, sunt iubitori. Uitați-vă la studenți, să duc voluntariat pentru salvarea poporului român. Necazul care s-a întâmplat la Piatra Neamț, am avut și un necaz când eram viceprimar la spitalul, la maternitatea Giulești. Ideea este următoarea. S-a întâmplat două, trei efecte tehnice, ghinioane să le zicem, s-a întâmplat. Dar uitați că acum guvernul dorește mărirea paturilor. Domne, oamenii, medicii, aparatul medical de la Piatra Neamț a dorit să mărească numărul de paturi pentru că sunt mulți bolnavi. Noi n-am luat măsurile care trebuiau la momentul respectiv. Noi am dorit să ținem alegeri. Efectul alegerilor se vede acum. Noi dorim să ținem și pe 6 alegeri. Deși, fac încă o dată socoteala, într-o secție de votare care este o clasă de școală, sunt cel puțin 9 oameni de la partidele politice care supraveghează, da? Este unul la tabletă, 5, 6, 7 oameni care votează, și unul cu supravegherea lor ca să pună buletinele de vot. Deci în total sunt peste 15, 18 oameni în secția, într-o clasă. Dar noi nu putem să trimitem copiii la școală. O clasă a noastră are 25-30 de elevi. Păi împărțim în jumătate. O zi să duc unii, o zi să duc alții. Sau o săptămână, cum dorește cadrul didactic ca să poată să ducă sistemul de învățământ. Nu, așa nebunim și cu online. Este foarte complicat. A doua, mulți nu au net, mulți nu au tablete, mulți nu au posibilități. Ce să facem cu copiii ăștia? O să rămână așa? Dar știți cum e? Dacă e să facem alegeri, la orice școală există internetul pentru că avem acea tabletă. Nu știu cum să face, dar când se termină alegerile, la școala respectivă nu mai are net de performanță. Aici e o altă întrebare, dar nu contează. Noi dorim ca partid ca românii să se unească, românii noștri să vină acasă, noi avem posibilități, avem resurse, suntem un popor muncitor, un popor harnic, ei ne-au făcut fără locuri de muncă mediul politic și astea sunt urmările a 30 de ani de degringoladă și de corupție, de mafie, să spunem adevărul, în tot sistemul de administrativ, de conducere, de guvernare și politic. Dar avem oameni care au plecat afară. Acum salariile sunt mai bune și la noi. Poate să vină să culeagă fructe și de la noi. Poate să vină să îngrijească bătrâni, că avem nevoie foarte mulți și sunt salariile aproximativ la fel ca afară. Terminăm cu drama, că era chiar o boală care se chema Italia pentru bonele care lucrau acolo, cum zic italienii, badantele. Problema este următoare. Mulți români au deschis afaceri și le merge foarte bine în străinătate. Dar ei între timp s-au specializat, au un know-how bun. Să vină și să-l aplice aici în România. Pentru că la noi avem nevoie de acești tineri, de acești oameni întreprinzători. Ei, pe ei trebuie să-i stimulăm. Noi, ce să vă spun, noi stimulăm pe alții. Păi noi am fost în Europa când nu exista Europa. Noi am apărat Europa de-a lungul istoriei de toate năvălirile și toți barbarii și care vreau să intre în Europa, da? Noi am apărat ortodoxii creștinismul din Europa. Acum suntem dați la coadă? Nu e adevărat. Noi trebuie să muncim pentru România. Vă dau acum, nu e populist, vă dau un exemplu. Toate supermarketurile sunt deschise, da?
Intră sute de oameni acolo, da? Și în piață unde intră 50-60 de oameni, cine intră acolo? Cei care au pensii mici, cei care sunt sărmani, săraci, să nu zicem că poporul român e bogat. Are cultură, are tot ce îi trebuie, este binecuvântat de Dumnezeu. Da? Aici se zice că e grădina Maicii Domnului. Dar ei săraci se duc în piață și iau acolo. Fiecare țăran aduce și el acolo o legătură de pătrunjel, de mărar, o roșie, un ardei, ceva și îl dă și el mai ieftin ca să aibă bani de pâine. Și noi, până acest, se întrețineau micii fermieri sau ferma de familie. Da? Acum le-am închis acele piețe sau le-am scos afară. Păi de ce nu scoateți supermarketurile în stradă cu rapturile? Da. Păi avem stadioane, putem să scoatem supermarketurile ca să fie condiții. Nu, că aia se supără cine? Cine se supără? Păi se supără alții, nu? Era și o glumă pe WhatsApp, dacă știți, domne, rugăm serviciile secrete din Europa să ne spună cine a câștigat la primăria sectorului 1. Apropo de demagogii de la alte partide care merg fără penal, fără de-astea, da? Păi chiar o reprezentantă de-a lor aleasă într-o funcție de mare importanță pentru administrația publică locală, aducea un domn să-l pună șef la poliția locală, să nu-i dăm numele și sectorul, care nu făcuse decât un studiu de 15 ani de închisoare. Vă dați seama ce bine conducea el poliția locală, da? Nu, așa ceva nu mai merge. Gata, români, treziți-vă. Noi suntem un popor superb, uniți. Dacă ne unim, realizăm vorba noastră de bătrân, dărâmăm și munții. Avem în țară tot ce ne trebuie. Trebuie doar să ne unim ca să putem să ducem la îndeplinire planurile noastre. Corect. Domnule președinte, pentru că aveți o experiență în politică, în viața politică, deosebit de mare. Totuși, în momentul de față, după 29 de ani de parlamentarism, pentru că primii doi ani nu-i pun Parlamentul Proviziu, adunarea constituantă, nu-i cazul. Azi, în topul neîncrederii în instituțiile statului, Parlamentul se află pe primul loc. De ce? Pentru că și-a pierdut foarte mult din funcțiile sale. Parlamentul nu mai acționează pentru interesul cetățenilor, uneori chiar și în detrimentul intereselor statului român. Nu mă refer la acuze, Doamne ferește, de trădare sau așa ceva, ci modalitatea în care se exprimă pe plan internațional. Pentru că știți foarte bine, în cadrul Parlamentului există grupuri de prietenie, există comisiile pentru politică externă, există comisiile pentru afaceri europene, există comisiile pentru comunitățile de români din afara granițelor țării și mai mult decât atât, Parlamentul exercită diverse funcții, funcția legislativă fiind cea mai importantă. Ați spus puțin mai devreme că numirile în anumite funcții publice să fie realizate pe bază de competențe, iar în momentul în care unul dintre cei numiți nu își exercită funcția cu profesionalism să poată fi înlocuit sau, mai clar, revocat din funcție. Există funcția de alegere formare, avizarea formării, numirea sau revocarea unor autorități statale, o funcție foarte importantă în cadrul Parlamentului României. De asemenea, funcția de control parlamentar e o funcție care, deși e extrem de importantă, și parlamentarii ar trebui să beneficieze de ea prin dări de seamă, mesaje, rapoarte, prin întrebări și interpelări adresate guvernului, primului ministru, autorităților administrației publice locale și centrale, totuși nu se face uz de această funcție foarte importantă a Parlamentului. Pentru că Parlamentul a scăzut mult în ceea ce înseamnă încrederea cetățenilor în această instituție fundamentală. Dovadă, absența la vot. Ce părere aveți dumneavoastră acum în condițiile în care e o competiție electorală inegală? Mai avem o săptămână și jumătate și se încheie competiția electorală pentru alegeri parlamentare. Urmează o pauză de 4 ani în care nu avem niciun fel de alegeri și considerați că noul parlament care se va institui, se va legitima până la urmă în România, va putea face față tuturor cerințelor și necesităților și aspirațiilor pe care cetățenii le au. Și a doua întrebare,
dacă Partidul România Mare devine partid parlamentar, dacă vă gândiți să faceți vreo alianță cu vreun partid, fie în opoziție să rămâneți, fie să faceți parte din cadrul majorității parlamentare. Știți cum se spune la noi? Dacă tot denigrezi o instituție pentru niște țeluri și obiective ascunse, denigrezi instituția. Ăla nu e bun, ăla e cizmar, ăla e... Dom'le, noi am avut parlament și pe vremea comuniștilor, da? În care făceau parte și muncitori, și țărani, cum era atunci, toate categoriile sociale. Fiecare are o părere, fiecare are o conștiință, fiecare spune problemele lui. Noi aici ne-am obișnuit ca să ținem parlamentarii, pentru că ei dacă intră consilierii sau primarii, dacă pleacă și pierd funcția. Parlamentarii nu, și-au dat lege, pot să rămână independent, face ce vrea, exact. Vine, nu vine, el își ia bani. Exact. Trece luna, el își ia salariul. A făcut proiecte, a lucrat la ele, n-a lucrat la ele, el își ia bani, n-are nicio problemă. Nu, gata, trebuie schimbat acest lucru. Dom'le, cei care nu sunt. A doua, nu s-a zis niciodată, n-am auzit de nicio instituție a statului în care să se zică că un parlamentar român ales într-o comisie, n-a lucrat bine, nu s-au făcut. Deci, nu s-a făcut nicio evaluare a activității parlamentarului. Și pe comisii. Câte proiecte au intrat, câte au ieșit, câte nu. Aici trebuie modificată și Constituția, în care să fie clar. Parlamentarul care pleacă de la un partid la altul să fie sănătos. Pierde postul. Bani. Și atunci trebuie să rămână ca să ducă la îndeplinire țelul partidului. Ei, parlament, noi intrăm în Parlament pentru că susținem un program al partidului și lumea alege. Nu alege pe fiecare, că nu candidăm independenți, candidăm pe lista unui partid, deci trebuie să rămână acolo. 100%, așa trebuie făcut. A doua problemă este în felul următor. De la partid să dau ordine. Noi la Partidul România Mare, în viața noastră, n-am auzit, nici eu, nici colegii mei, ordine. Votați aia, nu votați aia, votați aia, nu votați aia. Aici sunt alte interese care se joacă. Noi intrăm acum la 6 decembrie, intrăm în Parlamentul României. Noi ne ducem la guvernare, că trebuie să luptăm pentru români. Sper ca românii să se trezească și exact cum am spus noi, România Mare, gata, ajunge cu jaful. Nu ne interesează. Tragem linie, o luăm de la capăt. Uniți, nu ne mai interesează trecutul, trebuie să facem viitorul să fie mult mai bun. Da? Deci să nu uităm că România are de toate și trebuie făcut tot ce se poate. Și de Parlament, tot așa. De ce au făcut? Hai să ne mărim veniturile. Și atunci au făcut o pensie de parlamentar. Un fel de rentă. Nu. Salarii mai mari la parlamentari, tragi la răspundere dacă denigrează țara. Deci astea trebuie spuse. Nu se poate să ieși, să depui legi în Parlament care sunt împotriva suveranității României. Au fost cazuri. Noi am luat măsuri. A doua, nu se poate ca partidele parlamentare, noi ne luptăm cu covrigul și zicem că nu avem bani cu COVID-ul, da? Și când colo, partidele parlamentare la locare au primit 49 de milioane de euro pentru campanie. Și vedem toți marii noștri trădători pe toate drumurile afișați. De ce? Nu. Noi nu primim partidele neparlamentare. Păi să ne dea și nouă. Dacă dai, dai la toată lumea. Nu? Fiecare să-și facă. Mai ales partidele mari, parlamentare, care au alte venituri, le mai dai și bani. Eu au votat între ei și toți sunt o mână. Peste 4 ani, dacă nu mai ies ăștia, ies ceilalți. Și aceleași fețe le vedem ca și cum i-ar fi spălat cu Dero. Și sunt alți oameni curați. Nu, e de râs. Trebuie ca poporul român să se trezească. Să voteze patrioții și cei care iubesc țara. Domnilor, au fost mulți care au făcut anumite chestii. A doua, păi dacă justiția, adevărat, o justiție corectă, nu cum a fost telejustiție, noi aflam de la televizor cine cât o să fie arestat și câți ani o să ia. Deja nu știam până să-l aducă să depună mărturie sau ceva. Nu. O justiție adevărată trebuie să aibă cale liberă în Parlament. Nu există imunitate și dacă vrea te votează colegii să te duci sau nu la pușcărie. Sau, cum au fost exemple, hai să vă dăm repede cu mir. Acum? Păi câți v-ați dus la biserică? De ce v-ați mai dat cu mir? Vă dați cu mir acum că mirul ne ajută.
Au fost faze extraordinare. A doua, noi vedem oameni care sunt în anchete și sistemul juridic și ăsta nu poate să ajungă să ia, că nu votează unii sau alții, și să pun pe liste și românii votează. Da, domne, e bun. E bun că ce, că a furat? Stimați conaționali, n-au furat de la alții. Au furat de la noi. Din puținul care îl aveam noi, dar câte un pic de la fiecare român au făcut ei averea asta colosală. Da. Deci, românii, uniți-vă și votați patrioți. Bun. Ce aveți dumneavoastră în perspectivă? Mă refer la faptul că dumneavoastră candidați din partea Partidului România Mare pentru circunscripția electorală a municipiului București. Senat, nu? Nu, Camera Deputaților. Camera Deputaților. Ce preconizați să faceți dumneavoastră personal în cadrul Parlamentului României, urmând linia de partid și dacă aveți în vedere alianțe cu alte partide sau nu? Deci... Și la guvernare și în afară. Să nu uităm că Partidul România Mare a fost în Parlamentul României singurul partid de atitudine împotriva oricărui demersuri antinaționale, anticetățenești, antistatale, antisuverane și așa mai departe a statului român. Deci nu intră în discuție pentru Partidul România nici un proiect de lege care atinge suveranitatea și independența României. Nu există așa ceva. Noi vom lupta. Facem alianțe cu toate partidele care au proiecte bune pentru România. Indiferent care sunt ele. Dacă au proiecte bune pentru România, susținem proiectele. Nu trebuie să avem numai noi. Cine are un proiect bun pentru România, va avea susținerea Partidului România Mare. A doua, prima lege care vreau să o pun, între altele, în Parlament când ajungem, vreau să fie o lege a municipiului București. Iubiți concetățeni, noi suntem organizați administrativ în București ca în anii 1970. Avem 7 primării, 7 consilii locale și ce facem? Fiecare e independentă, fiecare face ce vrea. E ceva extraordinar de greu pentru București. Dacă noi nu reușim să facem o singură primărie, restul, la sectoare, să fie viceprimari, consiliile locale să fie subordonate și primărie, să avem un singur primar adevărat, atunci putem să facem, să dezvoltăm București. Până atunci nu putem. Și să vă spun de ce. Fonduri sunt puține. Primăria sectorului 1 are bani aproape cât primăria capitalei. Ei ce să facă cu banii? Primăria capitalei dă subvenție pentru elevi, studenți și pensionari la căldură, la transportul în comun, da? Restul nu. Ei își pun floricele, garduri, vopsesc pomii, să înțeleg foarte bine, rar să schimbă primarii la sectoare, că restul nu o să schimbă. Deci, în momentul în care am avea o singură primărie, am avea un buget extraordinar. Undeva la 5-6 miliarde de euro. Și atunci ai putea să atragi investiții și să faci investiții adevărate. Nu cum facem noi acum. Mă scuzați, termenul este ăsta. Cârpeli. Tăiem o țeavă, schimbăm un kilometru, dar ea e ruginită, la anul pică după. Noi acum trebuie să facem, să schimbăm, da? Toată instalația, sunt mii de kilometri de țeavă pentru căldură și apă caldă. Să nu uităm. A doua, asta nu se poate face după o zi pe alta. E un timp lung de investiții și bani foarte mulți ca să termine. A doua, trebuie să mai învățăm câte ceva. Vă dau un exemplu. Noi tot timpul facem un proiect care durează cât vrem noi să dureze. Am făcut metroul Drumul Taberei, foarte bun. Dar acum nu mai e de ajuns metroul din Drumul Taberei. Pentru că multă populație s-a mutat dincolo spre Domnești. Deci noi ar trebui să facem aceste investiții foarte repede. Nu durează 5-6 ani. În 5-6 ani nu mai e prioritar. Noi trebuie să ne dezvoltăm într-un an. Trebuie să vorbim, să alocăm fonduri și să o gândim bine pentru România. Dom'le, uitați-vă, toți afară construiesc extraordinar de repede. Dom'le, să lucrează și noaptea. Putem să lucrăm în trei schimburi, avem forță de muncă și nu o angajăm. Hai să facem bugete adevărate pentru lucrări, să lucrăm, să terminăm într-un an, să terminăm o lucrare. Metroul în 5 ani puteam să-l facem în 2 ani jumate, da? Hai, deci, fraților, că forța de muncă avem și ne pricepem, am făcut atâtea.
Da. Să vă dau un exemplu, scuzați-mă, pe vremea lui Ceaușescu, pasajul Unirii, da? Care și astăzi este una dintre pasajele cel mai populate cu mașini, da? Traficul cel mai mare până Elie, a fost făcut în două zile. Cum vedeți viitorul Partidului România Mare, având în vedere că ați avut un timp destul de scurt ca să aduceți la cunoștința cetățenilor în faptul că existați, că sunteți puternici, că sunteți un partid de echipă, că sunteți un partid de echilibru și că scena politică românească are mare nevoie de Partidul România Mare. Bineînțeles, și pentru asta vreau să vă spun că avem foarte mulți tineri care au aderat la Partidul România Mare și, ca de obicei, din specific nostru, avem structurile militarizate, adică oameni care au trecut în rezervă, din servicii militare, din Ministerul Apăratului și Administrației de Interne, dar avem foarte mulți tineri și foarte multe doamne. Deci organizația de femei este puternică și organizația de tineri. Lucru care până acum nu a fost așa. Dar v-am zis, fiecare s-a simțit în largul lui, având în vedere că noi suntem foarte deschiși. Adică conducerea partidului este foarte deschisă. De exemplu, la ședințele de birou permanent, înainte nu intram nici în curte cei care nu aveau treabă cu partidul. Acum este deschis. Ședințele pot să vină să asiste fiecare la el. Adică sunt publice. Sunt publice pentru membrii de partid. Perfect. Care vrea să vină și să ridică și vrea să ridice o problemă, dacă îi se dă cuvântul, o ridică, de votat votează numai cei care fac parte din structurile de conducere. Dar suntem foarte deschiși, transparenți. Noi avem o comunicare foarte bună cu președinții și cu filialele online, mail, tot ce genul acesta și sunt foarte mulți tineri care au venit către noi și viitorul nou este mare. Pentru că, vă spun, tineretul reprezintă viitorul. Așa cum îl pregătim acum, ei vor fi viitorul și ei, așa va arăta România peste câțiva ani, da? Și noi vrem să arate România foarte bine. România, așa cum a fost ea întotdeauna, și măreață. Chiar astăzi am văzut o poză din 1800, cu căruțe, cu tot, și pe un perete scria Trăiască România Mare. O să o vedeți, că o să o punem pe site-ul nostru și pe Facebook-ul partidului. E un sentiment extraordinar. Am avut străbun care... Uitați, noi pentru România n-am făcut nimic. Câți bani trebuiau ca să aducem niște oameni care au reprezentat România la un moment dat? Să zicem, Bălcescu, e afară. Brâncuș, e afară. Cuza, e afară. N-am găsit noi posibilități financiare în 30 de ani să-i aducem pe acești români adevărați să stea aici în România, să-i avem aici pe pământul lor. Credeți că ei au plecat de drag? Acum e o dramă a poporului român. Trebuie să oprim migrația către afară. Avem de toate aici, haideți să facem aici. Și români, nu uitați, consumați produsele conaționalilor voștri, a produse românești. Numai așa o să facem o Românie prosperă. Numai așa o să vedeți că se vor resimți și în buzunarele dumneavoastră și în fericirea dumneavoastră. Cei care au plecat din România consumă numai produse românești. Trimitem mamă, tată, frate, trimitem și mie niște roșii, niște varză, niște... Dom'le, porniți de la astea, au alt gust. Și noi în România consumăm numai produse din altă parte, să nu dăm numele, dar nu din România. Și ale noastre se strică în grădini. Păi nu-i păcat de Dumnezeu? Cum vedeți reprezentarea României pe plan extern? Sau cum vede mai clar Partidul România Mare această unitate teritorială, această unire cu Republica Moldova? Militați în continuare pentru reîntrăgirea granițelor? Sigur și în că al doilea da. Rând, cum vedeți relația cu partenerii externi? Sigur că da. Sigur că da. Cum să nu? Mai ales că tatăl meu s-a născut în Izmail, mama mea în Câmpul Mușel. Deci, eu sunt român-român. Cum să nu ne unim? Sunt frații noștri. Dar acum să fim cinstiți. De ce ar veni frații noștri la noi? Să vadă ce văd la televizor o țară în care noi am arătat ani de zile numai copii handicapați, cercetori, numai corupție.
De ce să vină aia? Să zică, aoleu, mă duc acolo, ce o să, să iau, ce o să pățesc? O să-mi ia afacerea, o să mă omoare, o să-mi fac, o să mă pună să cerșesc. De ce să vin? Noi întâi trebuie să ne stabilim aici noi, corect, niște teme și niște priorități. Și vorba sloganului, gata ajunge, români uniți-vă. Moldova de peste Prut este a noastră, a fost tot timpul. Da? Ca să nu mai zicem... Da? Găsească o stabilitate internă. Sigur, dacă avem noi stabilitate, vor dori da. Să vină ei. Nu trebuie să ne mai rugăm noi de ei. Vor veni. Noi am făcut programe să-i ajutăm. Domnilor, este frumos, dar este prea puțin. Domnule președinte, ce așteptări are Partidul România Mare de la alegerile parlamentare din 6 decembrie? V-ați făcut, eu știu, vreun plan? Aveți un anumit țel? Vă gândiți la un anumit procent? Vă gândiți ca în Parlament să reușiți să vă prezentați programul, proiectele și așa mai departe? Bineînțeles, în cazul în care veți avea un grup parlamentar. Știți bine că noi am mai dezbătut, avem da. Un program de guvernare foarte bun, ați văzut. Tocmai că ne apropiem cu pași repezi de alegeri și e foarte important. Deci e foarte important. În primul rând, ați văzut, v-am adus pentru termen scurt numai cu agricultura, da. Cu turismul, cu turismul balnear, care pentru toată Europa a fost o mină de sănătate și pentru noi o mină de aur pe vremea socialismului, turismul balnear, foarte mulți bani am adus, și pentru sănătatea poporului român. Agricultura, ați văzut că avem un plan foarte amplu și detaliat pentru irigații. Pentru noi, sigur, să nu vă zic că procentul naționalism este între 15 și 20%. Acum, în ultimii ani, a crescut, s-a dus între 20 și 25% datorită tineretului. Tineretul a început să simtă problemele pe care le are România și probleme pe care le au românii care sunt plecați afară. Niciodată nu vor, chiar dacă au bani, chiar că sunt bine văzuți, nu vor fi de-ai locului. Nu să simt decât românii aici. Uitați-vă, exodul mare. Credeți că ei au plecat de... Trebuie să-i aducem aici, să lucreze aici alături de noi. Și sunt convins că o să vină încoace să le creăm condiții, programe. Noi avem, ați văzut bine, programul de guvernare. Avem pentru cei care au, să-i stimulăm să deschidă aici afaceri pe care le au afară în străinătate, să le facă aici la noi și să aducă plus valoare la noi. Din punct de vedere a membrilor Partidului România Mare, ce le-ați transmite cetățenilor români care în momentul de față nu știu încătro să apuce din punct de vedere al afinității politice? De ce ar trebui ei să vină în Partidul România Mare sau să voteze România Mare acum? Pentru că dumneavoastră cunoașteți mai bine ca oricine din gradul acestui partid, atât, eu știu, obiectivele acestui partid, atât dezideratele, știți foarte bine statutul partidului, cunoaște tot ce a însemnat, înseamnă și probabil ce va însemna Partidul România Mare pentru comunitățile de români din țară, dar și din străinătate. Pentru că de trei ori în această emisiune ați făcut aluzie la cetățenii români din străinătate că ar fi momentul să se întoarcă pentru că am avea ce să le oferim. Asta depinde de modul în care guvernarea face posibil această cei de afară sunt frații exact. Fiii copiii noștri. Cum să nu dorim să vină în România? Sunt frații noștri români, trebuie să vină aici. Evident. Da? Dar nu puteți să-i aduci de la o viață bună cât să-i aduci aici în dezastru. România trebuie să investească. Atenție! Tot lumea, fără penal, corupție. Noi ne-am luptat cu corupția. Partidul România Mare din anii 92-93 ne-a luptat cu corupția. Să nu vindem fabricile. Vă dau exemplu, antibioticele Iași. N-au fost vândute. Acum deschid sucursale, fabrici micuțe în Arabia Saudită, în toată lumea. Tot ce am vândut noi s-a ales praful. Chiar am vândut fabricile, pădurile, tot. Ce mai vreți? Gata, ajunge, stop. Români, ei s-au înfruptat din avuția noastră. Aia mică, puțină, care o aveam fiecare dintre noi, ei ne-au furat. Atenție, stop jafului, stop incompetențe. Nu mai aducem incompetenți, că au făcut studii pe nu știu unde și acum vin la noi. Sunt marionete pentru anumiți rechini. Gata, s-a terminat cu rechini. Partidul România Mare în Parlament va fi un partid de echilibru. Nu vrem să acuzăm pe nimeni, nu vrem nimic. Nu e competența noastră. Noi doar semnalăm anumite abuzuri,
Dar organele competente, justiția, să-și facă datoria. Dar vom fi cu ochii pe toate organele abilitate ca să-și facă datoria până la capăt. Acum, statul paralel, alte televiziuni, când auzi ce zic unii procurori și unii, nu-ți vine să crezi, parcă suntem în filmele științifico-fantastice. Și asta pentru că a lipsit Partidul România Mare, nu mai mult, decât 7 ani de la guvernare și și-au făcut de cap. Partidul România Mare este un partid de echilibru, de centru, dorește unitate, vom face alianțe cu toate partidele care au proiecte bune pentru România. Da, intrăm în Parlament și ne ducem și la guvernare. Și o să vă dovedim, și o să le dovedim și lor, că nu se pot juca cu Partidul România. Primul nostru țel, prima noastră problemă este România și românii, nu altcineva. N-avem treabă cu nimeni. N-am deranjat pe nimeni, nu deranjăm pe nimeni, dar nici noi să nu fim deranjați. Ne dorim, exact cum sunt în alte state, așa să fie și la noi. Și aici vă spun imediat de unde vin banii. Da? Unde? Păi n-avem rentele, n-avem toate avuțiile. Ce primim noi? Nimic. Nu. Cât e media europeană? 20, 30, 40%. Păi cât aveți voi? 5, 6, poate nu, că fac investiții și primii 15 ani. Nu, domnule. Comunitatea europeană ne-a impus să vindem fabrici și păduri? Da. Bun. Comunitatea europeană ne-a impus să punem 40% pe resurse. Asta e. Cum se poate în alte țări, trebuie să se poată și în România, da? A doua, noi închidem minele noastre de cărbune că nu sunt bune. Termocentralele noastre poluează. Germania deschide termocentrale și, păi da, de unde ia cărbunele, nu? Păi ei exploatează, noi nu. De ce trebuie să mergem noi românii? Nu acuzăm pe nimeni, nu vrem război. Dar de ce ne ducem noi în genunchi? Doi români, am avut străbuni care au luptat și Europa i-a salutat, da? Noi mergem drepți, verticali. Da, suntem de acord, totul, cum e în toată lumea, așa trebuie să fie și la noi. Nu suntem mai proști, suntem mult mai deștepți, nu uitați. Noi am dat primul pe Vuia, pe Coandă. Nu uitați că avem o mulțime de oameni extraordinari. Da. Domnule președinte, sloganul gata ajunge cu jaful clanului mafiote, cu incompetența, e deosebit de determinant, care eu știu, incită la respectarea legii. Cum veți reuși să transpuneți în practică acest deziderat foarte important și care, vă spun eu, are capacitatea de a trezi România, dar cu condiția ca respectarea legii, a Constituției, a supremației sale să fie într-adevăr ridicată la rang de prioritate națională. Păi vă dau un exemplu. Cine face legea și ordine? Justiția și Ministerul de Interne, da? Să luăm un exemplu. Da. Un polițist, da? Care nu-și face datoria. Nu mai iese la pensie ca în zilele de azi când a blătuit el niște dosare, n-a făcut anchete, sau un procuror și se duce repede la pensie, să face avocat și trăiește bine mersi. Nu. Ai călcat, cum zice românul, pe bec, nu ți-ai făcut datoria, nu mai ești la pensie ca ofițer cu pensie specială. Nu, dragule. Ești cu pensia minimă și să vedeți atunci dacă vreun polițist o să mai ia câte ceva de colo-colo când o să știe, bă, stai un pic. Auleu, nu mai am pensie, nu mai am nimic, pentru ce mă zbat? Da, salarii mari, dar și responsabilitate. Ai călcat pe bec, du-te, nu mai ești. Nu mai ești ofițer, că am trecut în rezervă repede. Ați văzut să trec repede în rezervă când sunt cazuri complicate sau nu. Nu există nici procuror, nici nimic. Bun, salarii mari, dacă nu, și nici judecătorii. Dom'le, s-a dovedit, mă rog, organele abilitate, CSM-ul, secția specială, a dovedit că un magistrat nu și-a făcut datoria. Cea... Da? Bun, gata. Da. La fel și pentru cei din servicii, domnule, secrete. Da, domnule președinte, însă, la nivel central, politicul își manifestă peste tot tentaculele. Aici este problema. Cum dispare influența politică în a transpune în practică aceste atitudinea deziderate civică a tuturor colectivelor. Eu astăzi sunt ministru de interne, da? Și vreau să te impun pe tine,
domnule Titi Sultan, ministru, de, sau nu ministru, da, vreau da, să, da. Eu sunt ministru, vreau să te impun șef la un județ. Atitudinea colegilor tăi de la județ, a sindicatului, trebuie să vină și să stea de vorbă și să se sesizeze. Domnule ministru, domnul Titi Sultan nu poate să fie șef la inspectorat. Păi de ce? Păi uitați, da-aia, 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 cu probe, cu domeni, cu argumente, da? A doua, în ultima perioadă au neglijat serviciile secrete. Avem serviciile de informații. Exact. Vechiul 2 și un sfert, 969, DGIPU. Domne, rapoarte pentru fiecare, ca orice ministru, ca orice parlamentar, ca orice prim-ministru. Da? Nu mai ai nevoie de ordnis. Păi te pun ministru și tu nu știi ce se întâmplă în lume. N-au ordnis, că nu avem nevoie de el. Ce ne trebuie nou? Păi, nu, domne, trebuie impusă regula care există astăzi. Noi nu vrem să aplicăm regulile care le avem. Domne, nu se poate numi ministru dacă nu are acces la secrete de stat. Ce da, conduce? Da. Păi ce conduce dacă nu știe? El vrea să îmbutelieze apă plată, da. Și deodată să, el nu știe că apa plată e contaminată. Dar el o îmbutelează, facem, o, băgăm bani. Păi de unde? Păi dacă n-ai secrete de stat, de unde să știi? Deci, toate serviciile trebuie să-și facă datorie. Așa era înainte. Ia dă-mi bibliografia ta, autobiografia, ia să vedem ce știi, cine ești, cum ești, unde ai lucrat, cum ai făcut. Serviciile se mai duceau, se mai ducea și cum era pe vremuri sectoristul. Ia, acum e agent de proximitate. Ia zi, mă, ce știi de Titi? A, păi ăsta numai în chefuri și cu femei și cu dălea. Opa, nota, nu râdeți. Ăsta e, da, dacă da, nu punem oameni, da. N-avem informații. De-aia pun oameni. Păi de unde să știu? Și apar, vedeți că s-au mulțit la toate partidele. De unde diplomă? De la Xerox. Te duci la Xerox și ți-ai o diplomă și o pui. Eu am terminat 3 universități. Stau să le spun lor. Nu contează. Ideea e următoarea. Dom'le, ai făcut? Da. Bun. Hai. Dom'le, poți să-l numesc pe ăsta? Da. Băi, dacă l-am numit pe Titi și peste 6 luni aflăm nu știu ce, păi eu nu le iau pe ofițerul sau pe șeful de la serviciul de informații care mi-a dat rapoartele. Păi nu le iau, îl destitui. Păi bă, de ce mi-ai dat aviz pentru Titi? Dacă, păi știți că eu nu știam, da, nu știai tu? Bun, dă-l pe la afară, care nu mai are pensie specială, apa se trezește cu ea de la zero, de-l. Și cât a contribuit, punem pensia minimă. Ai lucrat 15 ani în serviciu secret, după 15 ani nu mai primești nimic. E ca și cum ai fi fost muncitor necalificat. Păi, ai avut salariu mare și tu ți-ai bătut joc de societate, de noi toți. Pentru că nu ne-ai spus că Titi era cu tendințe de infractor sau chiar un mărunt infractor. Corect. Păi de unde să știm? Așa era înainte. Știți da. Bine că ați terminat. Ajungea vreunul în funcții mari când avea belele? Nu. Pentru că mai avem decât 2 minute până la pauză. Vreau să vă întreb. Ce transmiteți electoratului din partea partidului și a dumneavoastră personal acum cu o săptămână și jumătate înainte de alegerile parlamentare? De ce să voteze Victor Iovici, deputat în Parlamentul României? De ce Partidul România Mare? Trebuie să votați, dragi români, Partidul România Mare. Este singurul partid patriotic cu iubire de țară. Nu poate să ne acuze nimeni că nu ne-am iubit și nu ne iubim țara. Nu ne interesează. Noi iubim România. Și să veți vedea, se va termina. Nu imediat, dar se va termina și cu corupția, și cu jafurile, și cu toată incompetența. Că datorită incompetenței am ajuns la astăzi. A doua, va crește capitalul românesc. Astăzi este sub 7%. Într-o țară în care noi suntem majoritari, n-avem nimic românesc. Da. Domnule președinte, eu vă doresc succes atât dumneavoastră în cadrul alegerilor din data de 6 decembrie, cât și Partidului România Mare. Să sperăm că Partidul România Mare va reveni pe scena politică, așa cum îl cunoaștem cu toții, un partid de echilibru, un partid de orientare națională, un partid care va face ca scena politică românească să devină mult mai competentă, profesională și, de ce nu, mult mai corectă. Veți vedea, faptele la noi nu vorbe. Corect. Pauză, revenim cu partea a doua emisiunii.